Un șofer român, membru al unei rețele de traficanți de migranți, a fost arestat în Austria. Individul a fost depistat în timp ce transporta 17 migranți într-o dubă de 3 metri pătrați. Cei 17 migranți erau originari din India și au fost preluați de români la granița României cu Ungaria. Aici au fost urcați într-o dubă cu promisiunea că vor ajunge cu bine într-un stat din vestul Europei. Însă drumul lor s-a oprit în Honno an der March, punct de trecere de frontieră de la granița Ungariei cu Austria. Un drum care, de altfel, după cum au povestit migranții indieni autorităților din Austria, a fost cu coșmar. Migranții au fost înghesuiți într-o dubă de doar 3 metri pătrați, iar unii au fost obligați să stea în picioare tot drumul, pentru că altfel nu aveau loc. Mai mult, nici nu au avut apă sau mâncare și au fost la un pas să rămână fără aer, dat fiind faptul că singurele surse de aer erau niște găuri făcute în caroseria dubiței. Starea indienilor era atât de proastă încât unii nici nu se mai puteau ține pe picioare atunci când vehiculul a fost oprit la granița maghiaro-austriacă. Migranții au primit apă și mâncare, iar apoi au fost trimiși de autoritățile austriece la secția de poliție Schwechat. Șoferul în vârstă de 39 de ani a fost și el arestat, chiar dacă la audiere a susținut că a fost obligat de alți indivizi să îi transporte pe migranți. Autoutilitara românului a fost de asemenea confiscată.